Slăvit să fie Domnul! Încă o seară de har, o seară care a pregătit-o Dumnezeu de mult pentru noi toți, ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Măcar că vremurile care le trăim sunt așa cum sunt, dar noi, care am făcut legământ cu El, avem o nădejde care trece peste toate aceste probleme. Nădejdea noastră nu înșeală, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem o nădejde că vom fi cu El. Așa frumos, familia Iacob, sora Iacob cu fetițele, au cântat despre cer și au cântat așa de minunat. Noi suntem adunați aici căci avem nădejdea că vom merge în cer. Căci Domnul Iisus ne-a făcut promisiunea aceasta că vom fi acolo unde este El. Slăvit să fie numele, este promisiunea Lui. Și noi credem că și tot ce a spus gura Domnului este adevărat și El își ține promisiunea. Problema este la noi. Noi să-i rămânem credincioși până la capăt, căci atunci vom ajunge în cer. Cuvântul Domnului din seara aceasta, din Epistola către Evrei, în versetul 1 care n-a fost citit, am să citesc acest verset, spune așa de frumos: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mântuirii noastre, adică la Iisus. Scumpii mei, toți avem parte de această chemare cerească. Noi suntem chemați să fim cetățeni ai cerului. Noi nu moștenim pământul. Noi toți suntem aici străini și călători. Mai devreme sau mai târziu vom pleca. De aceea cuvântul Domnului ne spune să nu ne temem de nimic, indiferent ce va veni peste lumea aceasta. Noi suntem chemați să-i fim credincioși până la capăt. Și capătul nostru este să sfârșește în ceruri. Acolo este capătul, în veșnicii, când vom intra în viață veșnică. Fraților, Apostolul Pavel merge foarte departe și spune așa: dacă ne-am pus nădejdea numai în viața aceasta, noi toți suntem cei mai nenorociți oameni de pe acest pământ. Dar oare ne-am pus noi nădejdea numai în viața aceasta? Domnul ne cerea azi dimineață prin Duhul Sfânt să fim uniți. Și în ce să fim noi uniți? Să fim uniți în dragoste, scumpii mei. Domnul Iisus, înainte de a pleca de pe acest pământ, n-a uitat să ne lase o poruncă. Și porunca Lui era aceasta: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Și cum ne-a iubit El? Și-a dat viața pentru noi toți, pe lemnul de durere. Domnul Iisus n-a ținut la viața Lui, pentru că El a venit să ne mântuiască și a plătit prețul în locul nostru. Se spunea azi dimineață despre cei trei tineri din Babilon, Șadrac, Meșac și Abednego, Anania, Azaria și Mișael, așa-i chema numele lor, adevărat. Acești oameni și-au mărturisit credința lor în Dumnezeu, înaintea unui împărat, și nu s-au temut de El. Dar unde pui că nu numai împăratul, era cuptorul aprins, fraților, și încins tare. Și i-au spus: chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Știți până unde trebuie să mergem noi în ascultare față de oameni? Până este afectată închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Când închinarea noastră este afectată, atunci trebuie să răspundem cuvântul acela care ni se spune azi dimineață: nu! Nu! Noi am făcut legământ cu Dumnezeu și închinarea noastră este numai și numai lui Dumnezeu. Noi să nu avem o inimă împetrită ca Israel din vechime, care l-a ispitit pe Dumnezeu 40 de ani, fraților. Nu 40 de zile,
40 de ani. Călătoria lor până din Egipt până în Canaan trebuia să fie 40 de zile. Și a umblat 40 de ani, căci Dumnezeu s-a supărat și a întors înapoi și a plimbat prin pustie. În seara aceasta avem istoria lor. Și ei acolo l-au ispitit pe Dumnezeu. Dumnezeu a vrut, i-a ales dintre toate neamurile pământului să fie poporul lui, un popor ales. Și i-a chemat să fie sfinți pentru Dumnezeu. Dar ei nu s-au sfințit. Cei mai mulți au murit în pustie, acolo. Vă dați seama dumneavoastră că ei mâncau pâinea îngerilor. Dumnezeu în fiecare dimineață le purta de grijă și le dădea hrana îngerilor, spune Scriptura. Minunea lui Dumnezeu în fiecare dimineață se petrecea sub ochii lor și ei au ajuns necredincioși. Și au căzut din harul lui Dumnezeu, spunea cuvântul din seara aceasta. Au căzut din harul lui Dumnezeu și n-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Dumnezeu avea pregătit o țară să le odea, să o stăpânească, să se mulțească acolo și cei mai mulți n-au intrat. Au intrat foarte puțini. Din cei ce au ieșit din Egipt, au intrat doar doi. Și au fost totuși mulți, cei ce s-au născut în timp de 40 de ani, au intrat împreună cu Iosua și Caleb și au moștenit țara care Dumnezeu a promis-o, pentru că ce promite Dumnezeu? Dumnezeu împlinește. Dumnezeu este bun. S-a cântat și azi dimineață despre bunătatea lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu viu în care credem fără să-L fi văzut. Și aici este miracolul, căci Dumnezeu nu se arată, pentru că El este atât de mare, spunea fratele Ducu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, încât mintea noastră nu-L poate cuprinde, nu-L poate înțelege, dar El este. Și cine se apropie de El, spune cuvântul Domnului în Evrei, trebuie să creadă că El este. Fraților, noi suntem îndemnați de aici totdeauna să credem, pentru că este un lucru foarte important acest lucru, credința. Credința noastră trebuie să rămână până la sfârșit. Domnul Iisus în Luca, în capitolul 18, pune o întrebare acolo unde este pilda cu judecătorul nedrept, vă aduceți aminte, și întreabă când va veni Fiul omului, că El a spus că va reveni din nou să ia pe cei ce-L așteaptă. A pus o întrebare, va găsi El credință pe pământ? Acolo este un mare semn de întrebare, puteți să puneți multe semne de întrebare după acel semn de întrebare. Dar fiecare dintre noi trebuie să dăm răspunsul acesta. Da, Luca 18:8, așa este, tânărul a găsit versetul imediat, Domnul să-l binecuvinteze. Scumpii mei, răspunsul nostru trebuie să spună, da, Doamne, în inima mea vei găsi credință, pentru că eu am făcut legământ cu Tine, nu pentru o zi, nu pentru un an, nu pentru 10, nu pentru 47 de ani, cum spunea frate Radu, ci pentru tot restul vieții mele. Nu de mult aici a fost un botez și câteva suflete au spus același lucru care l-am spus și noi, că îl vom sluji până la sfârșitul vieții noastre, indiferent de timp bun sau rău. Noi nu suntem credincioși numai pentru vreme bună. Noi nu suntem credincioși numai pe soare, pe un cer senin. Noi suntem credincioși lui Dumnezeu pentru orice vreme. Pentru orice vreme. Mi-aduc aminte că mărturisea cineva despre vremurile mai de mult, e vorba de peste 70 de ani în urmă, când credința a ajuns în satul meu natal, a venit persecuția pocăiților. A venit persecuția pocăiților și mulți frați, cu surori împreună, de ce zic că și surori, care erau văduve și n-aveau cap de familie, bărbați, au fost arestate ele din familie și copiii le-a rămas acasă și au fost închiși în beciu de la centru de poliție din sat. Și ziua îi scotea să crape lemne, era iarnă, era frig, până se hotărea pentru ei ce să facă, iar noaptea îi închidea în beci ca sardelele, așa ca pești în cutia de conservă
și stăteau înghesuiți acolo și li se turna apă pe beton ca să nu se poată așeza și stăteau înghesuiți până dimineața și ațipiau în picioare pentru credința lor. Aceștia au fost înaintașii din era noastră. Erau persecutați din cei din vremea de atunci ca să se lase de credință, erau numiți eretici și oamenii aceștia nu. Și cineva care n-a putut rezista la asemenea încercare a venit că le-a vestit cuvântul înainte și le-a spus așa cum vă spun dumneavoastră eu în seara aceasta, cu niciun chip să nu vă lăsați de Hristos și să fiți tare în credință, dar când va veni încercarea credinței mele și a dumii tale, aș dori și eu să fiu tare ca și tine și tu ca și mine și toți uniți în dragoste să rămânem în picioare. Un oarecare frate care era bun vorbitor, el a părăsit și s-a dus și a făcut ce i-a cerut preotul din sat ca să scape de persecuție. Și atunci când preotul a privit la starea grea care poliția le-o crea celor din miliției, a zis, du-te și spune-le să facă ce ai făcut tu, că să meargă acasă, că au copii și greu pentru ei să stea toată noaptea în apă. Îi părea rău la preotul din sat acum. Și fratele respectiv s-a dus și le-a spus, fraților, faceți ce am făcut eu, când va trece acest val de prigoană, ne vom strânge iarăși. Scumpii mei, știți care a fost răspunsul unui bătrân de acolo? A zis, noi n-avem treabă cu ce ai făcut tu, noi avem treabă cu ce ai spus tu. Tu ne-ai spus acum de mult că dacă pentru credință vom fi chinuiți și vom fi jupuiți de vii și se va pune sare pe spinarea noastră jupuită, să nu ne lăsăm de Hristos. Noi cu aceasta avem noi treabă. Și deocamdată încă nimeni nu ne-a jupuit. Știți ce a avut soartă frații aceia? Au trebuit să meargă pe jos până la Cernăuți, că au fost condamnați la 25 de ani de închisoare pentru credința lor. Scumpii mei, credința aceasta este foarte scumpă. Și îmi spunea sâmbătă fratele, îmi repeta cuvintele apostolului, credința aceasta este mai scumpă decât aurul. Și ea trebuie să fie încercată unde? În foc, în focul încercării. Și focul acesta vine. Vine într-un fel sau altul. Eu nu vreau să aduc la dumneavoastră aici știrile care le aveți toți pe telefoanele acestea care se numesc smartphone, telefoane înțelepte, care ne umple capul și de multe ori parcă ne depărtează de la ceea ce trebuie noi să facem, cum spunea versetul 1, să ne ațintim privirile la Marele Apostol și Mântuitor Iisus Hristos, ne ațintim privirile la news. Și news-ul îl aducem în biserică și ne depărtăm de cuvânt și nu-i destulă spaima din afară, mai o aducem și aici. Fraților, aici noi trebuie să ne încurajăm în credință, aici trebuie să ne îndemnăm, cum zice în Evrei 10, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Oricare dintre noi, pentru noi toți a murit Iisus Hristos și a dat viața. Sângele Lui Sfânt a curs pe Golgota până la ultima picătură ca noi să fim iertați și mântuiți și noi să avem o credință puternică. Luni seară ne-am adunat aici și am ascultat întâmplarea din familia fratelui Dumitru Lărgită, când am auzit că într-o singură săptămână s-au înnăvălit ca un tăvălug o mulțime de necazuri peste această familie. Biserica s-a unit în rugăciune și a plâns în rugăciune pentru mititelul fratelui Onisim. Da? Ezra. Mi-a ieșit în față azi dimineață și așa am fost de plin de bucurie. L-am mângâiat pe creștet. Inima mi s-a umplut de bucurie și am zis, Doamne, ești minunat! Tu nu te areți, dar Tu lucrezi. El a fost într-o stare grea, acest bebeluș de un an și ceva. A fost într-o stare dificilă, era aproape de plecare. Noi știam că chiar dacă le ia Domnul, le ia Domnul și îl duce acasă, dar părinții îl iubesc, bunicii îl iubesc, biserica îl iubește și l-am cerut din mâna Domnului. M-am rugat ca pentru nepoțelul meu.
m-a rugat ca pentru băiețelul meu. Și am zis, Doamne, dăruiește-l familiei. Nu zic că rugăciunea mea nu m-a fost ascultată, dar vă spun că mă bucur că a fost ascultată. Eu cred că rugăciunea mea a fost ascultată, dar cred mai mult că și a dumneavoastră, celor ce ați fost luni, rugăciunea împreună cu a mea a fost ascultată. Copilașul acesta s-a jucat azi dimineață în mijlocul nostru, a stat în brațele bunicului, așa m-am bucurat, așa m-am bucurat. Dumnezeu, El are viața în mâinile Lui, El are și moartea, Dumnezeu hotărăște când cineva să plece și Dumnezeu hotărăște când cineva să vină, Dumnezeu să lasă și înduplecat. Scumpii mei, erați îndemnați azi dimineață la ora de rugăciune ca în forma în care suntem noi duminica la închinare să veniți și lunea seara, să veniți și miercurea. Și atât timp cât vă dă Domnul sănătate, să veniți, căci nu știm cât ne vor mai lăsa cu ușile deschise. Am avut experiența aceasta, două luni, mai bine de două luni, ne-au închis ușile adunării, deocamdată încă n-a zis nimic că adunarea are restricții, dar nu știm ce vor zice. Pe vremea apostolilor, frații se rugau în case, biserica era în case și frații se adunau puțini. Era rar când se adunau mulți, astupau geamurile, blocau ușile și se rugau cu ușile încuiate și Domnul se prezenta. Ei făceau aceasta, spune, de frica iudeilor, a fraților lor de neam, care căuta să-i persecute. Noi o să putem face și noi asta, poate tot de frica oamenilor să ne ascundem. Biblia ne dă voie să fugim și chiar să ne ascundem, dar să nu ne lepădăm. Vă spun clar, să nu ne lepădăm. Scumpe frați, scumpi frați și surori, lepădarea de credință va veni pentru unii. Știți pentru cine va fi? Pentru cei ce nu vor vedea în vederea rugăciunii. Oamenii rugăciunii niciodată n-au căzut. Știți de ce? Pentru că în rugăciune primim putere în credință. Cuvântul Scripturii ne spune că la finalul tuturor lucrurilor, în 1 Corinteni 13, când se dă Pavel acea frumoasă listă despre dragoste, încheie cu ultimul verset 13, 1 Corinteni 13:13, spune așa, și acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar dintre ele, cea mai mare este dragostea. Dar rămân! Noi toți trebuie să ne cercetăm dacă avem credință, dacă avem nădejde și dacă avem dragoste și să le avem din belșug, fraților. Și acestea toate trei să capătă și să primesc prin rugăciune. Nu vin așa doar că doar am citit cuvântul, doar că spun de pe buze, da, eu cred. Știți când se va vedea ce crezi tu și eu? Când ni se va pune cuptorul încercării în față. Când va fi atunci, te lași? Sau acolo? Ții la viața ta? Sau acolo? Să știți că lucrurile astea sunt aproape. Noi de mult vorbim despre astea. Nu-i ceva nou ce vă spun eu în seara aceasta. Nu vreau să vă înfric, că și pentru seara aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu te teme, nu-ți fie frică, nu te înspăimânta. Pentru că și Domnul Iisus a spus, vă dau pacea mea. Și nu vă dau cum vă dă lumea, vă dau ca să nu vi se tulbure inima. Noi avem pacea lui Hristos. Lumea este tulburată la ora actuală de ceea ce se întâmplă. Dar oare și copiii lui Dumnezeu trebuie să fie tulburați? Oare și copiii lui Dumnezeu trebuie să fie înspăimântați? Păi Domnul Iisus a spus că vor veni toate acestea. A spus, vor fi războaie, vești de războaie, cu tremure, pe alocuri vor fi ciume. Iată că sunt nu pe alocuri numai, este global, este pe tot pământul. Oare trebuie să ne înspăimântăm? Noi avem un Dumnezeu mare, să spune azi dimineață și El nu se schimbă. Nici în seara aceasta nu este mai mic ca azi dimineață. El este mare, nespus de mare, pe El nu-L încape cerurile, cerurilor. El stă pe tronul Lui de slavă și privește peste noi și veghează asupra fiecăruia dintre noi. Priviți-vă pe mine, sunt o minune între voi. Eu n-am avut rudeni în țara aceasta. Eu n-am avut pe nimeni care să mă ajute să fiu aici. Și sunt aici.
Eu n-am avut bani, n-am avut relații. Eu am venit pe banii altora. Și Dumnezeu m-a adus aici. Și îți vei spune, băi, sunt mulți ca tine. Eu vreau să spun că eu am venit aici nu că am vrut să vin. Și Dumnezeu a zis că mă va duce. Și eu am crezut asta, deși n-am vrut. Și Dumnezeu a hotărât și m-a adus. Mi-a spus că mă trece munți, mări și țări și mă duce într-o țară depărtată. Am vrut eu? N-am vrut. Dar Dumnezeu a vrut. Și a trebuit să mă supun Lui. Și am venit. Și sunt de 34 de ani în țara aceasta. Și știți ce? Am văzut zi de zi minunile Lui Dumnezeu. Dumnezeu ce a spus a împlinit față de mine și împlinește. Și sunt chemat să încurajez pe cei care au aceeași credință de același fel ca a mea. Și încurajez și zic, fraților, fiți tari în vremea aceasta și să nu dați înapoi. Cuvântul Domnului în Evrei spune căci noi nu suntem din cei ce dăm înapoi, căci dacă dăm înapoi, Dumnezeu nu găsește plăcere în noi. Evrei 10, da? Așa e. Fraților, Dumnezeu nu găsește plăcere dacă dăm înapoi. Să nu dăm înapoi nicicum. Noi credem în Dumnezeu cel nevăzut, care este viu și adevărat și care a făcut toate lucrurile și mâna Lui le ține pe toate. Noi ne închinăm Lui, ne rugăm Lui, trăim pentru El în fiecare secundă și să rămânem credincioși până la capăt ca să primim cununa. Pe noi ne așteaptă o cunună neveștejită. Apostolul Pavel, omul lui Dumnezeu, el a spus, mi-am isprăvit alergarea și acum ce mă așteaptă? Mă așteaptă cununa vieții, cununa cea neveștejită. Și el n-a fost așa egoist să spună numai pe mine. Și a spus, și pentru toți cei ce iubesc venirea Lui. Pentru toți este cununa. Pentru toți Dumnezeu are în ceruri păstrată cununa. A veșniciei, o cunună care nu se vestejește și în plus viața veșnică. Domnul va veni și nu va zăbovi, spune Evrei. În Evrei, în epistola lui, către adresată evreilor și veți spune, păi ce tot evrei, lor le-a fost adresată. Vă spun, dacă a ajuns până la noi, este și pentru noi adresată, căci Domnul ne-a răscumpărat și pe noi și ne-a adăugat la poporul Lui. Noi suntem din poporul Lui și noi avem chemarea cerească și noi suntem socotiți sfinți. Nu pentru ceea ce facem și pentru ceea ce suntem, ci pentru jertfa lui Hristos din Golgota. El ne-a sfințit în jertfa Lui. Și noi să credem aceasta din toată inima. Vrăjmașul va veni să ne descurajeze, vrăjmașul va veni să ne înspăimânte, vrăjmașul are rolul să ne despartă unii de alții, să rupă dintre noi legătura dragostei, care este cea mai puternică legătură. Frați și surori, Cuvântul Domnului ne învață să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Hristos. Aceasta este puterea noastră. Când lumea va vedea, va ști că suntem copii al lui Dumnezeu dacă ne iubim unii pe alții. Fraților, dacă vom începe să ne urâm unii pe alții, spune cuvântul Domnului, și să ne mușcăm unii pe alții, vom fi nimiciți unii de alții. Dar dacă vom sta împreună, uniți în dragoste, frați și surori, tineri și bătrâni, copii, toți împreună, rugându-ne lui Dumnezeu și chemând pe Dumnezeu în cele mai dificile situații, Dumnezeu va răspunde din ceruri. Am trăit experiențele acestea, fraților. În 1986 am pornit prima dată să plec din țară cu un grup de frați și am fost descoperiți de grăniceri. Era o zi de iunie caldă, un cer senin și au ajuns grănicerii după noi, o mulțime, poate erau 30 de grăniceri, o 10 câini, lupi de aia germani și toți au coborât din camion, i-am văzut, toți pregătiți să ne ajungă, noi eram 5, o mână. Și când am văzut ce se întâmplă, am alergat în vârful muntelui Almajului, mergeam spre Dunăre și am strigat către Dumnezeu. Fraților, era o zi caldă, peste 30 de grade, nu era un pic de nor pe cer. Auzeam câini în urma noastră, s-auzeau crăcele de lemne cum pocnesc, era o groază, ne știam urmăriți.
Ei erau mulți, noi eram puțini. Eram și noi puțini înarmați, și noi am făcut toți armata. Aveam încredere că am putea să ne apărăm oarecum, dar am văzut că suntem prea puțini la număr. Știți ce am făcut noi în situația aceea? Toți cinci? Am chemat pe Dumnezeu și am strigat, Doamne, fă ceva pentru noi, căci nu mai putem. Muntele era abrupt și oboseam, aveam greutăți pe noi, aveam bagaje, aveam hrana care ne trebuia. Era o misiune grea. Știți ce a făcut Dumnezeu? A poruncit unui înger să sufle, să sufle. Și a început pădurea să freamăte și printre copaci am văzut un nor așa cum a văzut robul lui Ilie, un nor cât o palmă, mic, alb. Și dintr-o dată de la norul acela s-a întunecat tot cerul și a început să tunie, să trăsnească, să fulgere și a pornit o ploaie torențială, scumpii mei frați, cum n-am mai văzut eu până atunci. Ne terminasem apa de băut și aveam bidoane de 3 kg de plastic și făceam cu cuțitele ce le aveam la noi crestătură în copac și umpleam bidoanele cum curgea apa pe copaci. Bolovan, lemne veneau la vale din vârful muntelui și se scurgea pământul în jos. Și grănicerii n-au mai putut să ne urmărească. Dumnezeu a făcut ceva pentru noi. A făcut, a poruncit îngerului să sufle, a poruncit norilor să adune, a poruncit ploii să curgă și ne-a izbăvit. Ne-a izbăvit. Și am văzut-o cu toții și ne-am bucurat și am dat slavă Domnului. Fraților, Dumnezeul nostru este Dumnezeu minunat. Dumnezeul nostru face minuni. De ce să ne temem? Noi avem în spatele nostru și în fața noastră, David spunea așa, Doamne, Tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și îți pui mâna peste mine. De cine să mă tem? Unii spun să fugă munți. Eu vin la Tine, Doamne, căci Tu ești turnul meu de scăpare, Tu ești cetățuia mea. De cine să-mi fie frică? Fraților, este vremea când să ne încurajăm unii pe alții, nu să ne descurajăm, nu să ne înfricăm, nu să ne disprețuim, ci noi trebuie să ne unim în dragoste și în fapte bune. Să facem cât de mult bine, că niciodată nu este destul. Mama mea avea o vorbă și îmi spunea de multe ori, fă bine, dragul meu, că rău are cine. Și să nu-ți pară rău că ai făcut prea mult bine, că niciodată nu-i de ajuns. Și vorba asta mi-a rămas mie în minte. Și niciodată nu mă gândesc când fac un bine cuiva, nici nu mă gândesc că l-am făcut și încerc să-l uit cât de repede. Că are cine să țină cont și să-l contabilizeze. Scumpii mei frați, eu vă îndemn în seara aceasta să priviți în cuvântul lui Dumnezeu, să stăm în vremurile acestea de strâmtorare uniți în dragoste, îndemnându-ne la dragoste și fapte bune, căutând adunarea cât este deschisă, căutând întâlnirile frățești în case chiar, în familii și să strigăm pe Domnul în fiecare zi. În fiecare zi să zicem, vină, Doamne, împărăția Ta! Vino, Doamne, și fă dreptate aleșilor Tăi, căci de va veni Domnul. Fraților, când va veni Domnul și va așeza împărăția Lui, niciun rău nu se va mai face 1000 de ani pe pământ. Și apoi, dacă chiar se va dezlega cel rău, nu va fi dezlegat de prea mult, căci Domnul va face ca toată strămutarea noastră să fie în ceruri pentru totdeauna. Dumnezeu are planuri mari cu noi. Noi nu le prea cunoaștem, nu vreau să intru mai adânc în treburile acestea, că multe păreri sunt diferite și de aici ies de multe ori, dau naștere la certuri chiar părerile diferite. De-aia îi spuneam lui fratele Aurel sâmbătă, frate Aurel, în ceea ce am ajuns de o părere, să umblăm la fel, frate! Iar în celelalte care nu avem noi lămurire clară, să rugăm pe Dumnezeu că El ne va lumina. Dumnezeu are în plan să ne lumineze, când ne va lumina lumina Lui, nu ne va fi greu să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, dar ca să putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L citim, trebuie să stăruim asupra Lui, trebuie să ne rugăm. Fraților, noi avem parte de chemarea cerească, să ne ațintim privirea la Hristos Domnul, care a murit pentru noi și să rămânem credincioși până la capăt, căci vom primi cununa. Atât mi-a fost dat să vă spun în seara aceasta. Domnul să întărească pe fratele Beni mai departe și să vă sfătuiască El mai mult cu privire la text.